Dar vreau și eu să mă, așa, să mă filmez, deci mă mira, iubirea mea, hai, vină încoace. Nu așa, nu faci așa. Mira, draga mea prietenă, că Dumnezeu a îngăduit să am și foarte mulți prieteni adevărați. Foarte mulți? Da, uite. Fericit. Deci, nu știu dacă voi... Adevărat? Eu așa sper, adevărat vreau să fie. Tu ești unul adevărat. Eu, da. Așa. Și Mira mi-a adus așa un album cu amintiri din toată lumea asta unde suntem noi. Așa, unde am fost, pe la noi, uite, prin America, au, Doamne, când ne-a înghețat bebe la Niagara. Așa, când ne-a înghețat, ia, uite, ce frumos. Îți mulțumesc, uite, pe aici, micut, îți mulțumesc, Mirica mea iubită. Și spune așa, un prieten știți voi? Gabi! Ai, asta, așa, Gabi, un prieten știți voi oare? E comoara cea mai mare. Minunată, lângă o așa mare... artista neamului românesc. Mă leu, păi nu sunt numai eu, suntem atât. Stați așa, o luăm de aici, suntem atât. Mulți prieteni, dar dumneavoastră sunteți cea mai mare. V-am iubit, în vă vârstă, iubesc. Ca vârstă. Nu, ca valoare, v-am apreciat de când eram mitică, da. Și n-am să o uit niciodată. Această plachetă este la mine în dormitor, atunci când eu am împlinit 60 de ani, doamna Irina Loghin mi-a făcut cea mai mare bucurie a mea. Ei, și pe această... placheta a scris așa: vreau să știți, scumpă Mărie, cât de dragă mi-ești tu mie. Ți-am cunoscut sufletul când ți-am văzut zâmbetul. Eu ți-am știut inima când ți-am văzut lacrima. Mi-ai povestit tu, Mărie, greul din copilărie și am văzut în ochii tăi cât au fost anii de grei. Dar acum ești fericită și cu un bărbat bun iubită. Un om cald și de cuvânt, cum mulți pe pământ nu sunt. Cât trăiți să vă iubiți frumos, să îmbătrâniți, copiii să vă trăiască, nepoții mari să vă crească. La mulți ani, Mărie, faci, frumoasă și talentată. Și mă bucur mult, Mărie, pentru a noastră prietenie. Doamna Irina Loghin, pentru mine asta înseamnă mult, enorm de mult. Și o păstrez la loc de cinste în casa mea. Și n-am crezut vreodată că Irina Loghin, această mare doamnă cântecul popular românesc, îmi va scrie mie așa cuvinte frumoase. Cum să nu fii fericit? Vă mulțumesc, doamna Irina, și vă iubesc din toată inima. Nu mă așteptam. Da, da, da. Vă adevărul mulțumesc. Este, dragi colegi, adevărul este să o cunoașteți pe Maria personal. Așa că ne-am întâlnit întâmplător pe la spectacole, pe nu la... Nu plânge, Marie! Închide gura că faci curent! Așa, ne-am întâlnit așa, pe la multe spectacole. Acolo fiecare vine și... avem timp. Exact, își face apariția, programul și pleacă. Așa, da. Și da, mai sunt colegii cum, așa cum sunt ei. Da, sunt scumpi și dragi și toți colegii noștri. Dar, dacă te-ar fi cunoscut personal pe tine, cum ne-am cunoscut în America, așa luni în șir să stăm împreună, să cunoască sentimentele, să cunoască câte trăiri are această Maria Dragomiroiu în suflet. Înțelegi? Vă rog să mă credeți pe mine că așa este. Este de o sensibilitate și de totul o nu trece nimic pe lângă ea fără să o impresioneze, fără să o miște, fără să aibă aceste trăiri. Doresc, doamna Irina, să ne trăiești ca de fiecare dată, că an de an, ia că te ne întâlnim aici și mulțumim că ne-ai adunat din nou în această frumoasă curtea ta. Cu toată dragostea. Mulțumesc că ați venit și plăcerea. Ce m-aș bucura tot să ne fim ca frați așa, să ne fim prieteni, că
tot ceea ce facem pe pământul ăsta, pământul acesta rămâne aici. Doar aceste sentimente, cu ceea ce, această nevoie de a fi unii lângă alții și de a ne simți bine cu alții. Cu asta plecăm. Acolo la judecătorul suprem. Ei, vă mulțumesc. Să nu luăm chiar așa. Când cu asta, nu. Trebuie să fim optimiști, suntem dar la petrecerea asta. Nu, dar suntem la... deci suntem în floare acum, dar... Da, trebuie să uităm coșimierii. Nu, dar cu aceste sentimente minunate și aceste trăiri, ca cum s-a întâmplat în această zi, cu astea plecăm. Și eu, când dumneavoastră ați jucat sârba și vor aici în curte la mine, am simțit nevoia să vă spun că vă păstrez acolo și că mi se stat. Și mă uit. Dar mi-a făcut rău că dai o surpriză extraordinară. Să vină tortul de la cofetăria Claus! Tortul! Pofia femeia slabă, dai față ca un pisic, lasă pe bărbat să creadă că-i deștept și e voinic. Că el zice că ea face, iar când el nu-i mulțumit, știe ea cum să-l împace ca să-l facă fericit. Tot femeia e mai tare, are mândruța ceva.